Cine era un coșmar pentru... Cine a fost cel mai mare coșmar? A fost Florică Dumitrac. Serios? De ce? Povestiți-mi un pic. Părerea mea că nu știu dacă am avut un vârf eu care am prins, am jucat fotbal și asta, cu calitățile lui Florică. Deci e un tip, păcat că s-a datorit vieți mai, nu chiar așa da, de... Da. În altă performanță n-a ajuns unde trebuie. Dar după aia l-am prins pe Dobrin, că am mușcat o perioadă și mijlocat și a trebuit să-l țin pe Dobrin. Povestiți-mi cum din momentele în care l-a ținut pe Dobrin. Povestiți-ne, că sigur se întâmplau tot felul de chestii pe teren, anecdote, chestii. Asta e un model așa. Poate lumea nu o să zică că fabulez puțin, dar cu profesor Angelo Niculescu mi-a zis, vezi că mă ciudat de tip pe Dobrin. Da. Cum de la centrul terenului treaba ta. Bun, ok. Eu aflasem de la, îl mai ținuse Stănăsescu și de la Cutase să cam arunca și atâta e lipsa lui Dobrin să te arunci. Da. Nu mai știai de tine. Și atunci eu am început să-l aștept la centrul terenului și să stau numai în fața lui, fără să-l atac decisiv. Da. Am mers de oprit și am zis, bă, tu ce faci, nu mă ataci? Păi nu vreau să, nu te atac. Așa. Și așa, bă, bine, bă, jumătate. Și a rămas așa. Dar nu știu, cred că atunci am câștigat. Vreau să spun că Piteștiu ne cam puneau mari probleme. Nu știu dacă i-am bătut de multe ori la București. Nu mai rețin așa bine, dar cred că meciul ăla parcă am câștigat 1-0. Tot Dobrin a făcut-o pe... Am jucat cu ei pe Ghencea, pe terenul ăla. Și i-am bătut cu 1-0, a dat Munteanu 2-1 gol. A apărat foarte bine speriatul care venise de la el, dar mi-a făcut-o una, m-a zis pe-n tribună. Deci a venit pe 16 metri și m-am venit tare. Mamă, 16 metri, dacă când a avut că trage și a întors-o, eu mă duseam în tribună și el se dea la parte. Păi atunci, și doamna, păi, ai treabă, unde tu, ce faci pe acolo? Cum zic fotbaliștii, v-au umplut șorțul de iarbă.